Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Forza Horizon 5 de pe acest canal. Astăzi modificăm o nouă mașină, mai exact acest Golf GTI din 1983. Are doar 112 cai, a costat 20.000, mai avem 60.000 pentru tuning. Dacă vă plac videoclipurile de genul, abonați-vă, dați un like și hai să începem. Ia să vedem pe partea de motor. Mamă, doar 30 de cai în plus. Sunt buni și ăștia. Îl lăsăm stoc aici. Plus 160 de cai. Nu știu dacă o să mai fie controlabil. Trebuie să-i punem niște cauciucuri foarte bune să nu alunece. Pe partea de jante, îi punem niște jante să arate super bine. Le las pe acestea. Îi mărim cauciucurile. Pe partea de frâni, îi punem cele mai bune frâni. Aproape cele mai bune. Pe acestea nu le-am deblocat. Suspensii. Îl lăsăm mai jos. Cam atât pe aici. Mai avem încă 10.000. Dacă avem eleroni, e gata. A, de unde? Parcă așa arată cel mai bine. Bara spate. O lăsăm așa. Perfect, așa arată. Mult mai bine. L-am adus la 762 de puncte de la 428. Ne costă 58.000. Sperăm că se merită. Facem câteva curse cu el. Să vedem care-i treaba. Volan un torpedo. Mam, fiți atenți aici, viteză. N-ați mai văzut niciodată. La 5 se dezmembrează. Și e chiar foarte stabil. Nu fuge deloc, chiar dacă are foarte mulți cai. Caroseria e super ușoară. Undeva la o tonă. Hai să căutăm o cursă pe măsură. Ceva destul de micuț cu dificultate mică. Asta ar fi ok. E departe, 7 km. În câteva minute ajungem. Are doar 5 viteze, prinde maxim 220, cam așa.
Ia să vedem, trece de 220. Chiar 230. 240. Ușurel că facem conservă dacă lovim. Au. Ușurel. Încă 3 km. Trebuie să ocolez puțin pe aici. Pe aici m-a dat GPS-ul. Se ridică. E prea mic ca să poți face drifturi cu el. Se ridică pe două roți. Japonia. You have arrived at your destination. Arată bine rău. Să facem și un SS pentru thumbnail. Hai că nu mai începe cursa. Le place prea mult mașina. Alt frățior. Intrăm puțin la dificultate, că e jale. Și am plecat. Hai că am început bine. Exact pe lângă checkpoint. Da, și când prinde viteză, nu ne mai oprim. Dă-te mai așa. Acum îi dăm o inferioară. O, aleu! Ce a fost asta? Ne mai și răsturnăm cu ea. Măcar locul 4-5 dacă îl scoatem e bine. Avem 3 ture.
S-a dus prima tură. Auci. E jal cu curba asta. O iau pe arătură. Poate ar trebui niște cauciucuri mai pentru curse. Acestea sunt destul de crețate. Hai să avansăm cât mai mult posibil. Nu lăsăm Honda aia să ne întreacă, să ne treacă. Am intrat și în ultima tură. Nu prea mai avem șanse, dar încercăm. Momentan suntem pe 10. Acum sună, zici că e V8. Atât. S-a zgâriat ceva. Arată ca nou. Un polish. 22.000. S-au tras pe dreapta. Cam asta a fost și cu acest videoclip. Noi ne auzim data viitoare.